Contracte păguboase cu statul, salarii uriașe și negocieri dubioase. Asta a scos la iveală controlul trimis de Ministerul Transporturilor în rețeaua de metrou în București. Conform ministrului, angajații ai companiei de stat ajung să câștige lună de lună aproape de 3 ori salariul mediu. Între timp, sindicaliștii din subteran spun că totul e perfect normal. Dacă încearcă la nivelul salariilor, cât și la nivelul sporurilor, să atingă, nu cred că e bine. Aceste amenințări nu mă impresionează absolut deloc. E doar ultimul episod din scandalul de la metrou. În loc de bani pentru măririle de salarii de după renegocierea contractelor de muncă, ministrul transporturilor a trimis corpul de control la Metrorex. Compania ceruse peste 1 miliard de lei. Ministrul dă vina pe sindicat. Consiliul de administrație a dat un mandat nelimitat de negociere unei comisii de 15 oameni, dintre care 10 erau membri de sindicat. Deci, practic, a negociat sindicatul cu sine însuși. Ca să aveți un ordin de mărime, diferența de masă salarială la această companie 2021-2020 este de 210 milioane de lei, aproximativ. 9.500 de lei în mână, un consilier de director Metrorex. Fie că lucrează în subteran sau comod într-un birou la suprafață, toți angajații Metrorex iau spor între 20 și 40% în plus pentru condiții grele de muncă. Explicația? Avem acești colegi care reprezintă partea, să zic, de conducere a unității, dar care au diverse activități și în subteran. Așa se ajunge la cheltuieli salariale estimate pentru anul acesta de aproape 900 de milioane de lei. Soluția? Concedieri sau tăierea salariilor, spune ministrul. Sindicaliștii au altă părere. Noi avem nevoie de peste 1000 de salariați să-i angajăm. Scandalul are toate șansele să ajungă și la buzunarul călătorului. Care ar fi prețul corect pe care să-l plătim atunci când vrem să mergem cu metroul? În condițiile în care masa salarială a crescut de 3 ori, de la 300 la 900 de milioane, ar trebui să crească prețul probabil de câteva ori. Am făcut o simulare a creșterii tarifare cu 20%. Asta ar aduce undeva 50 de milioane venituri în plus. Ori diferența între venituri și cheltuieli e de ordinul 700-800 de milioane în zona asta. Metrorex pierde chiar și banii pe care i-ar putea câștiga ușor. Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă spune că sindicatul de la metrou a obținut, prin firma care închiriază și care administrează aceste spații comerciale din subteran, numai puțin de 10,4 milioane de lei din bugetul Metrorex în perioada 2018-2020. Doar că banii nu ajung la companie, ci la sindicat. Primele consecințe ale controlului au apărut deja. Consiliul de administrație a fost schimbat, iar de săptămâna viitoare Metrorex va avea un nou director.